Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din 5M. Ei bine, astăzi este ziua cea mare, în sfârșit trecem și noi de la mașini de 10-20 de mii la mașini mai scumpe. Dacă puteți observa, aici avem soldul în cont de 68 de mii de ron și o să mergem în târg să vedem ce mașini găsim pe acolo în banii aceștia. Dacă nu, vom cumpăra ceva nou, vom modifica, dar să sperăm că găsim ceva pe acolo. Și haideți să facem o chestie. Am văzut că vă place foarte mult seria aceasta. Aș aprecia enorm dacă ați apăsat butonașul de like în momentul acesta. Și de asemenea, de ce am Skoda-ul aici? Că pe ăsta l-am vândut. E aceeași? Da, e aceeași, e aceeași mașină. O să... probabil s-a întâmplat ceva, eroare. O să rog un admin să o șteargă, pentru că nu e ok. Mi-am luat odată banii pe ea. Și totodată să vedem, lăsați în comentarii. Poate ne bagă la adminul, dacă doriți și voi, skin-ul cu lănțic. Aici am văzut că nu prea sunt peduri. În schimb, poate face o excepție să ne pună skin-ul acela, dacă îl țineți voi minte pe lănțic. S-ar potrivi, cred că, perfect pentru această serie în care tot facem bișniță pe aici. Zic că ar fi genial. Și dacă vă întrebați de ce nu e nimeni pe server, este ora 5 dimineața. Bine, mai sunt vreo 2 băieți, dar m-am trezit super de dimineață și am zis, bă, haide să intru pe acolo. Îmi pare rău că a fost pauza aceasta între clipuri. Dar asta a fost să fie, bine că suntem acum aici, ia să vedem, X pentru vehicule, o să-mi parchez eu mașina, nu mai știu unde era locul de parcare aici. Ok, aici, să mă pun repede, ia să vedem ce a mai apărut nou pe aici, au mai dispărut din mașini. Opa, ce-i comerțanul ăsta? Opa, ăsta cred că e vreo 30 ceva de mii, e 20 dacă e tunat, 25 de mii. Suspensie, stage 3, suspensie 4, turbo din ambele părți. Și acum când o să luăm o mașină, bine, acum nu avem posibilitatea pentru că este foarte dimineață. Să mergem la mecanic să ne verifice. O verificăm o dată la mecanicul nostru și o verificăm și la mecanicii de acolo, că mă înțeleg destul de ok. O, stai mă. Ia uite, bă, ce s-a întâmplat? Asta e alta. Ia uite, bă, a pus-o fix în locul în care o aveam și eu, dar ia uite, asta e alta. Modificată turbo, mecanici, ar trebui, uite, asta specificată unde sunt modificările, știi? Ce-i cu ăsta? Ia să vedem, pare așa puțin modificat, mașina este full exterior, arată bine, jantele sunt puțin urâte și culoarea din punctul meu de vedere, acum în apărările, vă dați seama, sunt împărțite. Dar, bă, arată bine, nu știu cât e nou. Aș lua două mașini, de ce să dau până la urmă 60.000 pe o mașină când putem să luăm două? O să verificăm oricum cât costă, deci să ținem minte 60-ul, să vedem cât costă nou în magazin. Și mai avem noi la astea, nu, ne uităm la Subaru, la nu. Am văzut aici, uite Audi ăsta. Ia să vedem în ce bani se învârte, 68.000, cum e posibil, mă? Și fix banii noștri, bă, care jantele cred că sunt ale ei. Nu știu, mă induce puțin în eroare pentru că știu că și pe server poți să spui jante de la Audi și astea sunt de Audi. Sau ia să vedem ăsta calme, în ce bani se dă, în ce bani se învârte, unde sta 3500, mă, mașină mică și bună de oraș. Mamă, dacă asta e mică, dar e frumoasă oricum, dacă pui jante de alea cum am pus pe a mea, e forță. Golf ăsta, ia, în ce bani se învârte? 15.000, modificări zice acolo că are și ăsta... Nava asta? No, n-avem banda, să sperăm că în câteva episoade ne ridicăm și la astea. Bun, deci singura opțiune de aici ar fi să cumpărăm... ar fi E60-ul acela și poate și un E-Class de ăsta. Ăsta știu că e undeva la 22-25 de mii nou. Îl iei, hai, noroc, între lei. Asta, ce text i-a fost omul. Ia, și range-ul ăsta în ce bani se învârte? Avem 25.000, are modificări interne, de asemenea are jante scumpe. Jantele sunt destul de frumoase. Și Frumix, a scris Frumix. Bun, hai să vedem nou ce putem să cumpărăm în banii aceștia. Și o să ne uităm noi, după trebuie să pun KTM-ul ăla la vânzare, dar cred că o să-l vând așa printre oameni. Sau ia motociclete, ce motociclete? Ia ce zice... Astea avem CBR-ul, nu? H2R-ul 57.000, revizia făcută acum 20 de kilometri, deci are probabil ceva kilometri. Și ăsta în ce bani? 20.000 și ăsta 25.000 era, nu? 57.000, mă scuzați, 57.000. Hai să ne uităm cât costă astea de le-am văzut noi în magazin. Și să vedem ce afacere facem pe acolo. O să vreau să dau eu KTM-ul ăla. Ce-a făcut, mă? I-a schimbat handling-ul? I-a făcut ceva la mașină. Băieți, nu e ok. Orice ați fi făcut, nu e ok. I-a schimbat handling-ul la mașină.
Ai văzut cum s-a ridicat? Ori fi din cauza la modificările la mecanici, că atunci nu prea mi s-au pus în funcțiune, nu știu. Nu, la fel derapează și astea. Dar în schimb, parcă e lipită de șosea când vire și... Oh, wow, 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 wow. Mamă, nu e ok. Da, au modificat probabil ceva. Ori dacă e de la mecanici, să mă duc să o scot, că nu e ok ce... Probabil de la grip mă gândesc că ar fi, știi? Sau nu știu, oricum, e ceva care nu era ok. Adică mașina asta mergea lin tare, de asta o și păstrez. Bine, îmi place și aspectul foarte mult. Cu jantele, cu astea cum vine, e ok. Dar, bă, nu făcea așa ceva. Hai să vedem, hai să ne uităm de mașini. Deci, prima oară motocicletele, să scăpăm de ele, avem așa. Deci am văzut mare parte ce m-a atras H2R-ul, care este H2, 50.000, deci plătim cu 7.000 mai mult acolo. Și a mai fost un Kawasaki de ZX10R 20.000. Ok, bun, acum mașinile ne interesează, cred că clasa A, ăsta e 450.000. Stai mă, că ne uităm deja la mașini prea scumpe noi. Am văzut noi... Ce am văzut noi era Mercedes-ul acela E-clasul, care cred că e la clasa B... De fapt, clasa corect, ia uite, sunt mai așa, mamă, uite, A8-ul ăsta e 60.000. Ce mai avem pe aici până și aia? Ne uităm așa la nume S3-uri de-astea, Bentley, 80.000. Mamă. Băi, e o variantă, n-am 80.000 acum cash, mai am și o datorie de 10.000 dacă țineți voi minte. Dar eu zic că poate luăm mașini mai ieftine sau luăm una scumpă, vedem, punem plus. Și facem banul. E60 e 30.000. E 30.000 E60-ul. 850 ăsta e clasicul. Și... Mamă, ce ziceți de asta? Asta e o mașină mare, e o mașină impunătoare. I-am mai pus și niște jante de-astea mari. Complet neagră. Și e direct ce trebuie. Mergem și la băieții de la mecanici să-i fac o modificare pe la turbo, pe la ceva. Dar ne dăm toți banii și nu mai avem niciun ban să modificăm. Chevrolet asta deja mergem pe clasice, dar asta nici nu merge să modifici, o strici. Deci ar fi odată ăsta, ar fi o variantă pentru mine. Pentru că la asta dacă o modifici așa mai poți să-i pui și un preț frumos. Dodge Ram-ul iar e o variantă, e o mașină mare, impunătoare. La fel, că, bine, asta cred că niște jante ar strica-o, pentru că are roțile astea pe spate duble. Și avem și Ram-ul, ăsta e modelul mai nou, dar deja sărim puțin din banii noștri. Mustang Boss nu. Nu prea vreau să apăs pe chestii care nu avem bani, că ne facem inimărea. Ia să vedem, 67.000 un Jaguar F-Peace. La ăsta niște jante categoric ar merge. Culoarea e ok. 70.000. SRT-ul iară. Mașină frumoasă. Avem destul de multe opțiuni în banii noștri. Asta e 100.000. S600-le e ăla lunguieț. Nu, ăsta în niciun caz. Mele Brabus-ul e ok, nu. E4-ul, nu, prea scump. A-Class, nu. Mitsubishi, nu vreau să merg pe aria asta de mașini. Uite, Range Rover-ul de era acolo și Evoque Sport-ul e 80.000. Renault Megane, bă, dar uite cât de bine arată mașina asta la 5.700.000, nu-mi vine să cred. Și aici Toyota-uri, Tesla, n-avem bani. Haideți să vedem la clasa A, poate găsim ceva 60.000, că uite, mai văd un 70.000, 90.000, 75, dar ceva așa pe buzunarul nostru. Bine, la clasa A deja vorbim de mașini scumpe, n-avem ce să, sunt cele mai scumpe. 50, nu, Can-Am-ul nu vreau, Can-Am sau? Ok, e ăsta, nu e la de șosea în trei roți. Am crezut că e ăla. Da, aici prețurile, din câte vedeți, sunt puțin cam măricele. 200.000, 300.000, mai găsești un 100.000, dar mai rar. Mai răruți prețuri de-astea mici. 140 de mașini. Wow, ok. Și la clasa ce care sunt cele? Avem 4U, care e 50.000. Aoleu, nu, că cu ăsta nu prea facem bani. Asta e pentru pasionați. Clasice, chestii, nu prea, trebuie mașină să dăm repede, știi, de-aia zic, aia mare e impunătoare, se potrivește și pentru ăștia care, tip gangster, mafie, chestii, bă, știi? Și asta ar merge, dar cred că o să sfârșim cu mașina aia.
Cred că o să sfârșim cu Cadillac cu cel mai bine. Eu zic că e cea mai bună variantă, pentru că trebuie să ne gândim și la gusturile oamenilor, preferințele, ce s-ar vinde mai bine. Stereotipuri și chestii. Puțin marketing aici, nu? Dar trebuie să ne descurcăm, că sunt ceva bănuți. Uite-l, 65.000. Sau am putea să luăm chiar două de astea. Astea am scăpat mai repede de ele. Știm cu toții, 60 e destul de popular. E plăcut pentru foarte mulți și cred că și viteza este super ok, 30.000. Care e chestia? Ne rămâne bani să o și modificăm pe asta. Pentru realitatea este, dacă noi cumpărăm pe asta acum, eu trebuie să merg la muncă ca să o modific. Pe când dacă o cumpăr pe asta, am și bani să o modific și nu merg la muncă, știi? Pot să-mi dau disconnect și aștept să se vândă când s-o vinde ea. Dar asta trebuie să merg și la muncă. Oh, e cu du-te vino, e cu du-te vino. Păi așa oare nu mai bine aș putea să iau mașina băiatului din parc, deși jantele sunt ok. El voia parcă 35.000 pe ea, dar era modificată într-un mod urât. Nu mă. Hai, pentru că la asta aș face un profit de maxim 10.000. 5.000. 5.000, maxim. Pe când la asta deja vorbim preț dublu, prețul mult mai ok. Bun, lăsăm așa, ok? Lăsăm așa. Mai avem 3.000 în bancă. O să mergem să vedem, să dăm o tură cu el. Nu vreau să mă plimb foarte mult, să nu fac kilometri. Îmi place să vând mașinile destul de impecabile noi. Hai să vedem. Și o să rog eu un admin să-mi scoată... Aoleu, mamă. O să-i rog să repare handling-ul la mașina asta, că eu cu asta mergeam. Și era... Bine, nu era așa. Ia să vedem. Aoleu, motorul se aude frumos. Ia să facem noi o modificare aici și așa. Gata. Se aude frumos motorul, interiorul de asemenea super frumos. Dăm o mică, un test de viteză pe aici, că așa nu e poliție. Pleacă bine pentru o mașină care uit-o cât e. 120, mi s-a blocat jocul. Aoleu, am crezut că intră în alea, de-aia m-am panicat. 140, 160, 170. Trebuie să băgăm niște bănuți la mecanic să-i urce motorul, pentru că mă gândesc așa, mă, dacă o iau unul care se ocupă cu ilegalități, chestii, o să am nevoie să fugă mașina, corect, o să aibă nevoie de puține viteză, măcar un 200 să prindă lejer. Uite, bă, băieții ăștia aici, frumos. Oare nu cumpără niciunul nicio motocicletă? Ia să vedem. Ia să dăm noi geamul jos. Salut, frate. Să trăiți, mă scuzați. Cumpără cineva vreo motocicletă de asta foarte ieftin de teren? Nu știu. Dar ce cu tine la ora asta, băieți? M-am trezit mai de dimineață, ce să fac? Ce motocicletă vezi? Un KTM de ăsta, el e vreo 5.900, îl dau cu un 2.000 jumate. Îl dau 500 de bani murdari. N-am ce să fac cu ei. Nu știu să-i spăl, nu știu cu de-asta. Te duci frumos la cineva și ți-i spală. Păi și... La cine și... Din ăștia 500 nu fac tot 500? Nu, 500. Auzi? Banii murdari se puteți mai mult. M-auzi băiatul cu escaladă? Te aud. Nu te interesează golful ăla de acolo, că-l dau? În ce bani îl dai? Momentan n-am bani, dar poate fac. Nu știu, îți dau să mergi cu el și dacă îți place, nu știu, ne înțelegem. Dacă-l iau tot să-l vând, nu-l iau să-l țin. Că și asta da, dar măcar nu știu, să-l probezi, să mergi cu el, să vezi cum e, hai, dacă îți place. Sigur, imediat. Stai, hai. Să lasă asta aici. Ia să vedem ce are băiatul. Golf 6, atracția românului. Ia să vedem. Bine, e nou, n-am nimic pe el decât niște jante. M-a stat la tine cu cică. Poate frumos tare exteriorul. Are singură problemă că e suspensia asta prea sport la el și 800 de roțile de pe față ies puțin prin aripă, dacă observi. Da. Ai mers ceva cu ea? Poate a mers, ceva, are niște kilometri. Dă-i în partea alta să mergi puțin cu ea, să vezi cum trage. Nu știu ce să fac, dacă să-l dau sau să-i pun... Bine, văd, mamă, dacă... am văzut că ai bări, jante nebunii de-astea. Dacă mă gândesc să stau așa, cred că sunt 60.000 neapoi și cu tot cu mașină. Cu puțin. Trebuie să-i mai dau, că fuge tare. Da, pe am luat 350 și nu i-am mai dat după aia, m-am oprit. În ce bani o dai?
Nu știu, că oricum nu mai scot ce am băgat în ea, dar cred că 35.000 dacă o dau. E bine. Mașina cât e de nou? 22.000. Înțeleg. Da. Mă, m-ar interesa, chiar m-ar interesa serios să zic, doar că momentan abia ce-am cumpărat Cadillac ăla. Asta câți bani era, că nu mai știu, 65-63.000, ceva de genul. Mamă, nu te găseam eu mai devreme. Să știi. Și cum merge? Adică... E ok, e înceată, e mașină mare, îți dai seama. Da, da, da. Dar am luat-o repede să mai bag niște bănuți, să-i dau drumul. Mm-hmm. Vrei să o dai, nu? Da, nu, le țin. Eu am un E-Class de ăsta, mai vechi. Am înțeles. Îți dau eu un Volkswagen Golf 4 cu motor 2JZ. Tunat, full body kit. Ai, îl vinzi, gen e de vânzare? Da, e de vânzare, dar trebuie să-i fac revizia atâta tot. Ai cum să-l aduci la o tură să vedem ce și cum? Păi dacă mai pornești, nu știu, hai să vedem. Hai. Stai, hai, pai în Dacia, hai să mergem aici, hai să mergem aici. Dacia cu P. Cea mai bună, mă, cea mai... Ne vedem data viitoare, băieți.